Furtunile puternice care au debutat noaptea trecută și au făcut simțită prezența nu doar prin copaci și linii de electricitate doborâte. Un fulger a lovit o stație PECO de pe strada Mihai Viteazu 15 din Chișinău, provocând un incendiu. Potrivit datelor preliminare, din cauza descărcărilor electrice, a luat foc magazinul stației. Pompierii au fost chemați imediat și au reușit să intervină pentru stingerea incendiului până ca flăcările să se răspândească. La fața locului au intervenit 5 echipaje de pompieri care au reușit să lichideze incendiul în aproximativ jumătate de oră. În timpul intervenției nu au fost raportate victime, iar focul a distrus un panou electric, peretele din exterior cu suprafața de 4 metri pătrați și 30% din acoperișul magazinului alimentar. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.